Monica Macovei e mai bună decât ei. De ce? Pentru că sunt cinstită și contează foarte mult asta, spui ce gândești și faci numai ce prevede legea, ești corect și cinstit și țara asta a suferit de necinste 25 de ani. Pentru că sunt consecventă, pentru că nu spun astăzi una, mâine alta, pentru că sunt o viziune, pentru că am viziune, sunt vizionară și știu unde vreau să ajungă țara mea, unde vreau să ajungă România, pentru că sunt autentică, devotată valorilor pro-occidentale și pro-vest și niciodată nu voi schimba cursul și direcția pe care se află România și care este pe Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană. De asemenea, pentru că am un stil serios, vreau să impun în funcția de președinte un stil sobru, ferm, serios, corect, care să fie respectat. Vreau să ne rupem de limbajul de lemn al comunismului și de limbajul golănesc al tranziției. De asemenea, pentru că prezint încredere în toți partenerii noștri străini, iar asta s-a văzut de-a lungul timpului și cât am fost ministru al justiției și cât am fost în Parlamentul European. Prezint încredere, oamenii au încredere în mine pentru că întotdeauna fac ce spun și pentru că deja de atâția ani de zile am arătat că sunt atașată de valorile democrației, stat de drept, lege, anticorupție, binele public, buna guvernare, transparență, toate acestea. Și desigur știu acest domeniu foarte bine al relațiilor internaționale ale României. Când am spus să mențin direcția vest, am avut în vedere și asta. Da, politica Nimeni externă. din toți ceilalți, niciunul din ceilalți candidați nu au toate aceste calități. Politica externă e prerogativa principală a președintelui, asta e clar. El are și o funcție de mediere. În rest, Constituția e destul de zgârcită. Ce o să facă Monica Macovei pentru ca această viziune să poată fi pusă în practică, să prindă viață? Putem mijloacele prin care punem în practică o viziune care trece dincolo de puterile efective ale președintelui, cum ar fi sănătate, educație, mediu, economie și altele, se pun în practică în diverse feluri. De pildă, poate se face o majoritate în Parlament care dă jos actualul, face o moțiune de cenzură și dă jos actualul guvern. Dacă nu, atunci eu voi lucra cu guvernul și cu Parlamentul. Să nu uităm că în 2016 sunt alegeri pentru un nou Parlament al României și respectiv un nou guvern. Și vreau să introduc în România, în mod real, practica democrației participative. Asta înseamnă că tot timpul lucrezi cu poporul. Potrivit Constituției României, suveranitatea aparține poporului. La noi lumea uită asta. A venit momentul să le spunem oamenilor, dragii mei, trebuie să vă implicați și voi și trebuie să luați hotărâri. Aveți putere, aveți și răspundere. Și îi chem la referendum de pildă, o dată pe an, pe 10 chestiuni. Ce va rega vreme 6% din PIB pe sănătate, vrem să intrăm în zona euro, alte chestiuni foarte importante pentru toată lumea. Asta este democrația participativă. Plus relația directă pe care o trebuie să o aibă fiecare alegător cu parlamentarul și care astăzi nu prea există în cele mai multe cazuri. Sunt și alte posibilități. În Statele Unite, de pildă, există varianta ca pentru un parlamentar să se revoce mandatul de către cei care l-au ales în acea circumscripție. De pildă, dacă putem stabili în ce domenii. Dacă n-a votat pentru ridicarea imunității, dacă a votat legea grațierii, dacă a votat superimunitatea parlamentarilor, de pildă, dacă a votat să se abroge, nu știu, niște infracțiuni care îl afectau pe el sau familia lui, motive de genul acesta, de integritate, cel puțin. Și se poate revoca parlamentarul de către oameni. Asta înseamnă oamenii participă, oamenii te trag de mânecă și spun, hei, n-ai făcut Cu bine? președinte. Pleci. Pleci. Ai formulat un decalog și avem 10 porunci. Sunt 10 porunci pentru politicieni, un decalog
Prima poruncă, să nu ai alt stăpân decât cetățeanul. Și aici le spun oamenilor, angajați-vă un președinte. Dacă mă votați pe mine și votați-mă pe mine, eu voi fi angajatul vostru. Și la fel trebuie să gândiți și când votați parlamentari, că vii angajați. La fel și miniștrii, noi suntem angajații dumneavoastră. La această poruncă intră reforma clasei politice cu 10 măsuri. A doua poruncă, să nu trădezi interesul național. Aici intră politica externă și de securitate. A treia poruncă este să nu ataci instituțiile statului. Aici intră statul de drept și justiția. A patra poruncă, să nu furi și să nu risipești banul public. Intră reforma administrativă. A cincea poruncă se referă la reforma morală și se numește să nu minți, să nu plagiezi, să nu calomniezi, să nu mituiești. A șasea poruncă se referă la libertatea economică și am denumit-o plastic, să-ți înmulțești banii și talentul și creația. A șaptea poruncă se referă la educație și cercetare și am denumit-o să-ți educi copiii. Următoarea poruncă, a opta, se numește să-ți respecti părinții și să-ți ajuți semenii. Se referă la solidaritatea socială și la sănătate. A noua poruncă este să-ți cultivi solul și să protejezi natura și se referă la agricultură, mediu și parțial la energie. Parțial spun pentru că independența energetică, de pildă, este tratată și dezvoltată la capitolul de interes național, pentru că e o chestiune de interes național. A zecea poruncă, să-ți respecti identitatea, valorile și trecutul, ca să ai un viitor. Aici intră memorie, identitate, patrimoniu. Cum spunea Iorga, cine nu are un viitor, nu are nici trecut. E ca un copil care nu are părinți. Am înțeles că drumul e spre vest în programul Macovei. Asta e clar. Am înțeles că e angajatul nostru și va reforma clasa politică, probabil cu 300 de parlamentari, nu? Sigur că da, trebuie să punem în aplicare acel referendum. Faptul că nu s-a pus până acum nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe ureche și să spunem, ce să mai facem referendum, că nu se va aplica niciodată. Nu, trebuie să insistăm să se aplice, că referendumul înseamnă că noi am consultat populația care a spus ce vrea. Nu se poate să o ignori. Ea conduce potrivit Constituției. Ai în vedere un nou sistem de vot? Pentru că există foarte mulți oameni care n-au acces la vot, care și-ar dori vot electronic, care ar dori să voteze. Da, am scris la reforma clasei politice, una dintre măsuri este sistem de vot electronic sau prin corespondență, atât pentru românii din România, cât și pentru cei din afară. Până acum s-a discutat numai pentru cei din diasporă, pentru că sunt distanțe lungi, sunt secții puține, anul ăsta și mai puține făcute de Ponta și votează 150-200 de mii de oameni. Dacă ne uităm la ultimele voturi, ultimii ani, ei fiind 3 milioane și jumătate. Dar și pentru românii din România, pentru că, de exemplu, în decembrie 2012, la ultimele alegeri parlamentare, au votat numai 50%, chiar sub 50% dintre cei cu drept de vot din România. Un sistem electronic sau prin corespondență va face tinerii să voteze oriunde sunt ei. De pe telefon, toți au internet, oamenii plecați în vacanță, plecați în weekend. Trebuie să spun de la bun început că există sisteme securizate de vot electronic, că nu se fraudează, mult mai greu de fraudat decât votul cu semnătură pe hârtie și mult mai ieftin. El există și se practică în Belgia de foarte mulți ani, în două din țările baltice, deci nicio frică de fraudă, pentru că nu avem decât să-l cumpărăm de la cei care deja l-au făcut și l-au testat ani de zile. Deci nu se va frauda. De ce până acum politicienii nu l-au vrut? E simplu. Ca să împiedice jumătate din populație să voteze, ca să împiedice românii din diasporă să voteze, ca să-și ducă la vot pe cei aserviți prin diverse politici, nu știu, sociale sau cei cărați cu autobuz sau cei care se duc la vot pentru o găleată sau...
ulei sau, nu știu, alte lucruri perisabile și trecătoare. Oamenii, fără să-și dea seama că puiul se termină în 3 zile sau într-o săptămână, dacă tragi de el foarte mult, și după aceea te fură mult mai mult, te fură miliarde în fiecare an. În materie de interes național, ce o desăvește pe Monica Macovei de politica, programul de politică externă al celorlalți candidați? De pildă, am pus o chestiune unică și anume, am numit-o cap de pod. Ea înseamnă următorul lucru. Transformarea situației de la granița României, de conflict, situația de conflict de la granița României, la granița de Est, Ucraina, Crimea, agresată de Federația Rusă, transformarea acestei situații într-o oportunitate pentru România. Pentru că noi, în acest moment, suntem cap de pod, în sensul că suntem o țară democrată, la granița cu non-democrația. Și atunci avem tot interesul, pentru a ne menține democrația, să cerem marilor puteri, Statelor Unite, Occidentului, Uniunii Europene, statelor puternice și democrate, să investească economic, politic și militar în România. Tocmai ca să nu existe riscul să se exporte non-democrația și la noi. Deci totdeauna la graniță întărești granița, că peste graniță trec ușor lucrurile rele. De asta am și întrebat, pentru că investitorii sunt cumva rezervați să vină într-o zonă care e instabilă. Ori ne-ar trebui o echipă de negociatori cu marile puteri care să stabilizeze zona. Și ea poate fi stabilizată prin investiții. Da, o zonă investiții. La granița căreia, o țară la granița care este un conflict armat și produs, provocat de putere nedemocrată, cum este Federația Rusă, nu este o țară sigură. Nici pentru cetățenii României, nici pentru investitori. Deci, ca atare, un prim obiectiv de politică externă este acesta. Să te duci la Washington, la Berlin, peste tot, la Londra și să spui, dragii mei, investiți politic, militar și economic în România. Trebuie să știți că la fel au făcut americanii în Israel, Israelul fiind înconjurat, da, de statele islamice, și la fel au făcut în Coreea de Sud, după ce Coreea de Nord a trecut la comuniști și Coreea de Sud a devenit o graniță a democrației cu nedemocrația. Așa încât asta este primul lucru care trebuie făcut acum. Cele mai multe fonduri s-au alocat către instituțiile de forță ale, ale statului în dauna sănătății, educației, culturii și așa mai departe. Ar trebui să schimbi paradigma. Adică ar trebui să existe voință politică pentru ca aceste instituții apropiate omului să fie favorizate în defavoarea celor. Și la educație tot 6% am propus, da. Apropo. Și mai trebuie să dai șanse pentru copilul date de la țară cu copilul de la oraș. Da, dar mai trebuie date și 2% pentru apărare, pentru da, că da, asta, da, sunt total de acord, dar tu vezi că avem bani pentru toate, pe bune, dacă nu furăm sau îi aducem înapoi la buget pe banii furați. Trebuie să dăm bani pentru apărare, mai ales în momentul de astăzi în care ne aflăm. Și aici Victoria Nulă ne-a spus foarte clar și e logică. Deci, ok, avem articolul 5 din tratatul nostru cu NATO, care prevede apărarea militară a oricărui membru NATO. Dar nu putem să stăm noi să nu avem nimic. Noi ne-am distrus industria de apărare, industria militară, am bătut joc de anul ăștia 25 de ani și acum astăzi nu facem nimic și așteptăm să vină, să aducă armele lor, soldații din alte țări să-și riște eventual piața și noi să stăm să ne uităm la ei. Deci și noi trebuie să producem. Dar trebuie să producem, să refacem industria de armament, dar una eficientă. Trebuie să luăm, să facem sau să cumpărăm la nivel tehnologic de astăzi, nu de acum 20 de ani, și să fim competitivi. Mi-aduc aminte de inundații. Câteodată vedeam la televizor cu toții cum cei cu case inundate stăteau pe margine, se uitau cum soldații din armata română le scoteau apa din casă.
nu putem face așa și cu NATO, că nu o să țină. Deci și noi trebuie să contribuim. Am auzit adesea remarca, și ce dacă nu avem stat de drept? De ce e important statul de drept, Monica Macovei, să ne spui? Pentru că sunt mulți care încă nu știu. Pentru că acolo unde nu e lege și justiție, nu este nimic. Statul de drept înseamnă respectarea legii, de noi toți, de instituții, și dacă nu se respectă, justiția trebuie să decidă că în cazul X legea nu s-a respectat și să refacă situația ilegală. Asta înseamnă stat de drept. Acum, tu asumi un rol de arbitru? Da, dar aș vrea să spun și mai pe înțeles oamenilor. Și o să folosesc un exemplu biblic. Mi-am și numit cele 10 porunci. Moise, când a primit de la Dumnezeu tabla de legi, a primit legile, deci poporul evreu în Egipt. Deci ce îi se dă prima oară? Îi se dau legile. Și apoi Dumnezeu îi spune lui Moise: și alegeți-vă judecători drepți. Deci primul fundament al unei societăți este legea și o justiție dreaptă. Dacă astea le ai, apoi totul se curăță sau totul se clădește bine și curat. Ori noi avem această problemă în România. De prea multă vreme în România se minte și se fură. De prea multă vreme în România interesul personal și cel de partid ocult predomină și nu interesul public, nu interesul oamenilor. De prea multă vreme nouă ni se propune răul cel mai mic, nu binele comun. De prea multă vreme plătim și răbdăm, iar alții fură. Corupții și șmecherii râd de noi. De prea multă vreme demnitatea noastră e călcată în picioare. De prea multă vreme suntem furați. Evaziune fiscală, banii nu se recuperează. Sunt banii noștri, bugetul public nu înseamnă bani veniți din tavan, din cer, de la cineva. Sunt banii noștri, banii din buzunarul nostru. De asta spun că a venit vremea ca legea și justiția, asta înseamnă statul de drept, să facă ordine în aceste lucruri. Ea a început să facă ordine. Am înființat DNA, deja rezultatele se văd. În Parlamentul European am făcut directiva confiscării extinse. Se vor confisca și în România averile nejustificate, deci dincolo ce se confiscă ca obiect al procesului penal. Am scris un cod etic pentru politicieni. S-a aplicat într-o anumită măsură. Sigur, politicienii în România, în general, nu vot coduri etice. Nu vor lista de drept. Nu vor lista de drept nu și vor nu vor lista... ridice imunitatea exact. Parlamentarilor care... Nu vor nici DNA, nu vor nici... Nu vor nici DNA, da. Ori am făcut toate acestea și le voi face în continuare și asta este și o garanție că voi merge pe acest drum. Apropo de întrebarea de ce eu, pentru că deja am făcut aceste lucruri, cred în ele, deci voi merge mai departe cu ele. De asta este important statul de drept. Acum în România avem instituții bune și care funcționează și mă refer la o parte din justiție și avem instituții care nu funcționează bine, de exemplu ANAF-ul. Avem evaziune fiscală foarte mare, de miliarde de euro, și ANAF-ul nu face nimic. Nu face nimic. ANAF-ul recuperează foarte puțin. Se duce după mici antreprenori, nu după mari evazioniști. Porunca 6, să-ți înmulțești banii și talentul sau creația. Problema mare a românilor. Trăiesc de astăzi pe mâine, nu au locuri de muncă, nu le ajung banii de la o lună la alta. Da. În primul rând, ca să avem o țară prosperă, cu locuri de muncă și oameni care au slujbe și o duc bine, trebuie să avem ce împărți. Nu putem să împărțim sărăcia și mizeria la toți, că tot în mizerie, sărăcie și trăim, da? Și mai mare decât acum. Ca atare trebuie întâi să aduni, să fii prosper, să ai ce să dai la toată lumea, inclusiv la cei aflați în nevoie, în reală nevoie. Și atunci, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să dezvolți sectorul privat.
antreprenoriatul. Iar la mine aici este pe primul punct în această viziune a înmulțirii banilor și a creației, libertatea economică, este antreprenoriatul, pe care eu îl definesc ca o formă vitală, esențială a libertății. Sunt oameni care au talent, care au imaginație, care au idei, care își pun banii în joc și își au riscuri să creeze ceva. O companie prin care să creeze, să facă ceva, ce a gândit el. Acești oameni trebuie încurajați, în sensul că trebuie lăsați liberi. Nu-i sufoca, nu-i strânge de gât, nu le pune impozite, taxe foarte multe și mari. Avem azi în jur de 40. Nu mă refer la cota unică, mă refer la celelalte. Accize și așa mai departe. Deci, antreprenoriatul trebuie dezvoltat. Mai departe, ca să se dezvolte, are nevoie de birocrație redusă, are nevoie de cod fiscal, de predictibilitate, are nevoie de, în primul rând, de birocrație. Vreau să închei asta cu birocrația foarte pe scurt. O companie să se poată înființa într-o zi, să aibă un ghișeu unic la care se duce, nu să-l plimbe din ghișeu în ghișeu și să rezolve totul pe internet, să informatizăm administrația, cum am spus, foarte, aș spune eu frumos, să rezolvăm totul cu un clic și cu un zâmbet. Mai departe, predictibilitatea, legile nu pot să se, codul fiscal, dacă se schimbă de 5 ori într-un an, cum se schimbă la noi, e o nebunie. Nimeni nu-și poate face un plan de afaceri pe mai mulți ani și ca atare nici nu va crea locuri de muncă. Și nu e vorba numai de codul fiscal, sunt și altele și care se schimbă legate de sectorul privat. Sau mari investitori străini care nu vin să bage firme în insolvență sau să dea afară muncitori, care vin aici, investesc mult și să stea zeci de ani de zile, cel puțin. Oamenii aceștia au nevoie de siguranță. Eu nu aduc aici sute de sau miliarde de euro sau de dolari ca să aflu că mâine s-a schimbat codul fiscal și îmi dă peste cap planul de afaceri. Tocmai nu vin în România în condițiile astea. Consiliul Investitorilor Străini, chiar zilele trecute, a scos un soi de directive, coduri, norme, rugându-i pe toți candidații la președinție să le ia în calcul și să le respecte, da, pentru ca investițiile lor să nu fie periclitate. Sigur. Și încrederea în sistemul politic. Deci dacă nu există încredere în clasa politică, nu vin. Aduceți-vă aminte diverse momente în istoria noastră recentă în care investitorii au plecat sau în care nu au mai venit sau în care străinii care aveau, companiile străine care aveau contracte, companii românești l-au oprit, că au zis că nu au încredere. Educația și sănătatea, zonele cele mai sensibile pentru români în ultimii 25 de ani. 6% din PIB n-au avut niciodată pe sănătate, deși ne-am dorit, cum n-am avut nici pe educație. Asta este media europeană, 6%, și asta am pus-o și eu în programul meu. Dar încă o dată spun, dacă lumea întreabă de unde bani, dragii mei, vă aduc aminte, 70 de miliarde de euro evaziunea fiscală, 230 de milioane Lukoil, dosarul Microsoft, alte sute de milioane de euro. Am dat numai 3 exemple. Știți câte zeci de miliarde se adună? Deci se fură enorm. Totul este să nu se fure și dacă se fură să-i aducem înapoi, să-i recuperăm. Deci avem bani de 6% la sănătate. Ce am propus la sănătate? Am propus crearea unor condiții ca medicii tineri care au plecat să se poată întoarce, dacă vor, desigur. Mulți au plecat pentru că demnitatea le este lezată, fiindcă nu vor să ia șpagă. Vor un salariu pe măsura competenței și capacităților. Le putem mări salariul și economic câștigăm. Am calculat la 4.000 de medici plecați din România. Noi am investit 1 miliard în educația și formarea lor, în educarea și formarea lor. Mărindu-le cu un procent pe care l-am calculat, ajungem la 4.000 de oameni, la 250 de milioane de euro. Deci și economic face economie. Mai departe, vor competiții corecte? Sigur că da. Facem transparența funcțiilor libere, din spitale, din clinici.
ca să știe, nu să se angajeze pe pile copiii profesorilor și mai departe, sau șefului de spital, sau mai știu eu cui. Un alt lucru pe care chiar l-am adus în programul meu privind sănătatea după discuțiile cu doctor chiar în timpul unei emisiuni, și anume accesul real al pacientului la datele personale, pentru că e pe hârtie, dar în mod real nu li se dau foile de observații, de pildă. Și o să vă spun de ce. Pentru că foaia de observație rezultă dacă chiar ți-a dat medicamentul care scrie acolo, antibioticul sau un alt medicament scump, sau de fapt nu ți l-a dat și el a luat alte drumuri. Da? S-a dus prin alte părți. Știm că pacienții trebuie să-și cumpere medicamente când vin în spitale. Dar dacă te uiți în foaia de observații, poate vezi că acolo sunt trecute multe medicamente pe care pacientul nu le-a primit niciodată. Monica Macovei, arbitru într-un stat minimal. Într-un stat în care e liberă inițiativa, creativitatea, adică noi românii suntem chemați să participăm și implicit să ne putem dezvolta, să nu ne mai luăm lumea în cap, că avem ce face în țara asta, spui, da? Sigur că da, acum cine vrea să plece cu orice preț, să plece, dar poate să plece, dar ideea este să vrea să rămână, să ai o țară în care lumea să vrea să trăiască. Să-i fie drag. Să-i fie drag să trăiască, da. Să ai o țară atât de frumoasă încât să vrea jumate din Europa să vină să trăiască aici, nu? Și un sfert din Statele Unite, vorbesc serios. Deci trebuie să avem o țară frumoasă și bună și care să ofere toate condițiile și putem. Și autostrăzi, și trenuri rapide, și munții păduriți. Nu știu dacă știai că într-o oră se taie, se defrișează 3 hectare de pădure, de exemplu. Păi hai să punem să plătească pe ei, nu tot noi să plătim mare împădurirea. Și așa mai departe. Statul minimal. Ce înseamnă statul minimal? Înseamnă un stat nebirocratic, redus la maximum. Unde avem nevoie de stat? În diplomație, la fiscalitate ca să adune dările, da, să lase micii antreprenori în pace, adică să nu-i sufoce și să termine cu corupția. Ai nevoie pe diverse domenii, dar n-ai nevoie de stat în, peste tot pe unde e băgat acum. Asta înseamnă stat minimal. Mulți se sperie, vor un stat tătuc, un președinte tătuc, care să aibă grijă de toate, de la buteria lor până la aerul pe care îl respiră, să fie în seama președintelui, chiar dacă aceste lucruri nu sunt prerogativele lui. Sunt obiective de guvernare și de guvernat, guvernează... Da, eu când spun un stat minimal, mă refer și la guvern. Uitați-vă la guvernul Elveției, uitați-vă la câte ministere are, de exemplu. Uh-huh. Nu am luat Luxemburg, că e o țară mică, acolo o persoană ține 3 ministere. Am luat Elveția. Deci un stat minimal în sens de puțină birocrație, puțin funcționari. Foarte multe domenii se reglează în libertate, de antreprenor, de piață. Sigur că și pieții îi stabilești reguli. Îi stabilești reguli, că nimic nu poate fi lăsat așa în haos. Să știți că asta nu înseamnă că omul e lăsat fără, cum să zic, fără sprijin, fără protecție. Sigur că poliția rămâne, apropo de să-l protejeze, da? Să-l apere în continuare de criminalitate sau justiția. Deci toate acestea rămân, intră în statul minimal.